dezvoltat în Ardeal. Nu doar eu, ci și nenea de spatele meu. Îl cheamă Mihai Viteaz. A făcut cumva o chestie unicat. A unit cele trei țări. Țara Românească, Ardealul și Moldova. A fost primul care a făcut chestia asta. Nu întâmplător, primul care a avut curajul nebun să unească a fost un olten. Probabil și din acest motiv eu mă mândresc atât de mult cu oltenismul meu, mai ales în Ardeal. În Moldova, când am fost în Iași, oamenii erau toleranți, erau foarte ok. Dar cineva mi-a spus cu jumătate de gură, nu te mai lăuda atâta aici că ești olten. În Ardeal nu mi-a reproșat nimeni niciodată și nu reproșează ardelenii nimănui că sunt olteni, că sunt moldoveni. Poate bucureștenilor reproșează, deci mai bine să nu zic că sunt București. În spatele statuii este cinematograful Florin Piersic. Este acolo, fix în spate al statuii. Pe vremuri, cinematograful din spatele meu se chema tot Mihai Viteaz. I-au schimbat la un moment dat numele, i-au pus Florin Piersic. Nu prea îmi place ideea de a avea numele unui om care trăiește și să trăiască cât mai mult, e un actor mișto. Dar i-au pus numele Florin Piersic, e din Cluj, e ardelean. N-are legătură Florin Piersic cu Mihai Viteazu, da, asta e, sunt amândoi români. Partea interesantă este că eu mi-am pus la un moment dat întrebarea de ce au trebuit să schimbe denumirea acestui cinematograf și nu altul. De exemplu, există cinema Victoria, există cinema Dacia, există cinema Arta, din Cluj, toate. Nu puteai să schimbi în loc de Victoria, ca unii zic că e un nume foarte comunist, deși Victoria poate să fie Victoria, nu știu, României în fața Columbiei, e tot o Victorie. Și mi s-a zis, bun, schimb Victoria, schimb Arta, schimb nu știu ce. Dar ce gătoare Mihai Viteazu cu cinematografia? În afara unui film foarte apreciat la vremea lui, Mihai Viteazu, Red Mihai Viteazu nu a fost regizor, nu a fost actor, nu a fost... Ce adevărat! Și totuși, parcă mie, oltenului din mine, mai precis, i-ar fi sunat mai bine cinema Mihai Viteazu. Și mă rog, era cunoscut, în piața Mihai Viteazu se află statuia Mihai Viteazu și surpriză cinematograful Mihai Viteazu. Dar momentan trebuie să explici oamenilor, știi? Mergi în piața Mihai Viteazu și în spate statuii Mihai Viteazu găsești cinema Florin Piersic. Și da, altfel, un oltean în Ardeal, este hashtag-ul meu, majoritatea postărilor unor mai uit din Cluj-Napoca sunt cu acest hashtag și mi-aș dori să-l mai adopte și alții. Văd că nu prea adoptă nimeni hashtag-urile mele, asta e, nu prea sunt olteni pe aici, probabil, sau nu mă urmăresc pe mine. Sau pur și simplu nu vor să-mi iau un hashtag de-al meu. Dar eu vă anunț că voi mai posta oltenisme de aici din Ardeal. Vă salut cât se poate de oltenește. Dacă aveam un praz mă filmam cu el, dar n-am, asta e. Și vă aștept la următorul clip, care habar n-am despre ce va fi, dar vă aștept. Salut!